FBI-ul, CSAT-ul și americanii. Ca să parafrazez titlul unui western românesc la modă prin anii 80 cu Profetul, Aurul și Ardelenii, serviciile, CSAT-ul și americanii au marcat agenda încărcată a zilei de ieri în patrie. Asta dacă nu mă uit la ce face zilnic DNA-ul pe bandă rulantă. E deja parte din cotidian. Una peste alta, fierbințelile date de situația din Ucraina ne-au adus până la urmă pe cap americanii. După ce acum vreo 30 de ani bunicul meu a murit așteptându-i să vie, pe ei, pe Yankee, cu lapte și cu miere. Ieri chiar au venit și au intrat direct în birou la noul șef al SRI, la domnul Eduard Helvig, aflat în prima sa zi la lucru, cu acte în regulă. Nu știu dacă i-a așteptat cu pită și sare, am așa o bănuială că nu mai e vreme de asta. Sigur că directorul FBI, James Comey, nu putea fi ținut pe holuri în așteptare, dar întrevederile cu capii justiției române, procurorul general Tiberiu Nițu, procurorul șef DNA Laura Codruța Căveși, procurorul șef dar interimar de la DIICOT Georgiana Hosu, dovedesc că parteneriatul strategic cu SUA există și funcționează. Dacă a prins viteză privind spre Putin și victimele lui, nu știu. Asta numai cei direct implicați poate o știu, din serviciile de informații românești și americane. Cert este că avem vreo câteva zeci de ofițeri școliți special antitero pe la Academia FBI din Virginia, Statele Unite, și pe la Academia Internațională de Aplicare a Legii din Budapesta. Doi sunt chiar specializați în prezent în acțiuni împotriva criminalității informatice. Că nu-i așa, toată lumea e pe net, copiii noștri la fel, ca și structurile de siguranță națională, n-am zis-o eu, a zis șeful FBI. Cu alte cuvinte, suntem la mâna tinerilor și neliniștiților de hacker de oriunde, care nu doar că pot da peste cap viețile unor oameni, dar chiar și funcționarea unor instituții cheie din statele occidentale. Că de alea orientale, ce să mai vorbim? Sunt la un clic distanță, nu? Sigur că cooperarea asta în zona de contrainformații a instituțiilor de aplicare a legii e necesară precum aerul. Dar pe mine unul nu mă mai încălzește prea mult, câtă vreme, la câteva sute de kilometri nord-est de România, forțe armate și-o trag la joale și la tărtăcuță cu armament real, cu muniție de război. Și asta cu un armistițiu de pace înfipt în baionetă. Ieri, numărul victimelor în războiul din Ucraina depășise 6.000 de persoane. 6.000! S-ar putea ca oricând să nu mai fie vreme de ședințe, simpozioane și cursuri de perfecționare sau de strângeri călduroase de mână la ușa biroului, FBI, CIA, SRI și de care om ar fi. Și la 9-11, atentatele cu turnurile gemene, serviciile americane știau de Bin Laden și de zeloșii săi și tot au fost luați pe sus, up in the air, vorba lor, a americanilor. La pachet cu peste vreo 3.000 de civili nevinovați. Așa că parcă m-aș simți mai în siguranță să și văd, nu doar să știu, că serviciile lucrează pentru mine și pentru tine, cetățene. Am zis și eu, n-am dat cu parul.